Ok, suntem pe ora de mediaș.ro, alături de mine este domnul Emil. Trebuie și eu. Așa, o să vă rog să vă prezentați și să ne spuneți exact ce s-a întâmplat pe data de 7 ianuarie în acest an și în final sau pe parcursul interviului o să vorbim și despre protestul pe care l-ați avut ieri la sediul IPJ Sibiu. Da. Trebuie și eu, Emil, este numele meu. Pe data de 7.1.2019 efectuam serviciu de taxi pe raza municipiului Mediaș. Am avut o comandă la Bratei, după care am găsit un client pe stradă care făcea semn cu mâna. Ulterior, la câteva ore, am aflat că era clientul altui coleg de taxi. La momentul de 7.1.2019 locuiam în Moșna și vreau să mă retrag spre casă. La intrare în Moșna, pe partea dreaptă, am văzut în fața mea un Audi parcat pe transversal cu numere de Germania, cu patru persoane care stăteau cu mâinile așa ca în western. În spatele meu am văzut de mai ceva timp că vine o mașină, am văzut un taxi. Mi-a blocat spatele, mi-au blocat fața, n-am mai putut să ies. La un moment dat vreau să ies prin partea dreaptă, prin șanț. Ca urmare a plecării mele, mi-a fost lovit taxiul în partea stângă, la aripa din partea stângă, cu un obiect dur, o rangă ce au avut băieții la ei. Ce ați făcut atunci? Am dat să plec în continuare, după care una dintre persoane strigă la mine: oprește, oprește. Se poate auzi și în înregistrarea. Am dat drumul repede Telefon, da? la telefon. De fapt, era dat drumul de mai devreme. Și zic că una dintre persoane spune: oprește, oprește. Și întreb: de ce? Și spune că ce ai cu Teo, ce ai cu ce se aude în înregistrare. Da. Păi, după care spune că mă spânzură, mă omoară, că primesc pumn peste pumn ce se aude în înregistrare, iar mai că i-aș fi luat clientul, lucruri care se puteau rezolva pe cale Amiabile, da. amiabilă. Dacă ai consumat gaz până la Bratei, deci le puteai să vii să spui: bă, colegul, uite ce ai făcut, nu trebuie el. Am aflat, conducătorul de taxi din spatele meu, am aflat ulterior că cei care m-au oprit era fiul, nepotul și încă două persoane din cercul lor de prieteni sau de familie. Am să revenim la asupra serii și am fost bătut, după care a început să strige conducătorul de taxi, ca să strige că: uite-te, dăm bani. Ce bani să-ți dau, omule? Scoate 500 de mii. Eu zic: măi, omule, nu scot niciun ban. Împart. Am cum. Da? Și conducătorul de taxi îmi cere banii, la care fiul său, Bogdan, nu mai pot să spun și ce alt nume, merge în partea dreaptă, îmi scoate cheia din contact, caută în torpedo, iar taică-s-o când strigă: dă-i banii, 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 el strigă: toți banii. Moment în care am scos banii din buzunar, omul și a luat câți bani a vrut din mâinile mele, după care au plecat, bineînțeles că mi-au mai încasat vreo câteva ca de plecare. Toți au dat? Nu mai știu, era ora 1 și 3 și jumătate noapte, nu mai știu Deci exact după miezul nopții. pumnii de unde veneau, că eu încercam doar ca să mă apăr. N-am putut să cobor efectiv nici de mașină și la 5 persoane care erau în fața mea, nici nu mă gândeam să cobor. Vreau ca să pot să plec de acolo, Ați da? reușit să sunați la 112 la salvare? Ce ați făcut? După ce au plecat, mi-am pierdut cunoștința. Da? După ce au plecat, mi-am revenit, am văzut fața plină de sânge, am început să râd, să nu Nici nu știam, știați ce, am da. zis: horror, am zis: stai puțin, sunt eu, e altă persoană, ce se întâmplă? Ori e un film, e un vis, ce se întâmplă?
Bineînțeles că în următorul, când mi-am pus mâna și am văzut că plin de sânge, am zis să ne simțiți. Am zis, chiar e real. Am sunat la 112, am confirmat, uitați, am fost bătut, îți au luat banii și a venit la fața locului un echipaj de poliție, un echipaj de ambulanță, n-am mai putut să mai conduc, l-am rugat pe domnul polițist să conducă, a zis, nu se poate. Am lăsat în sat mașina și am mers la spital cu salvarea. La poliție, domnii polițiști mi-au spus că nu pot să-i acuze de tâlhărie, că durează prea mult, că trebuie ca să stăm până la 6-7 dimineața, până iese din schimb. Și așa îi acuză doar de lovire. Asta se întâmpla la secția Moșna, nu? La secția Mediaș. Am fost dus la secția rurală Mediaș. Uh-huh. Bun. Da, ați fost internat în spital? Sau? Nu. Nu, nu, nu. Deci v-au făcut investigații? Bănuiesc, da, că ați scos certificat medico-legal, nu? Da, am fost la Sibiu, după care am primit 3-4 zile de concediu medical. Iar am avut dureri la cap, în spatele cap, am zis în partea dreaptă. Și ulterior, date de 7, am fost la spital din nou pentru un control la medic de specialitate, unde mi-au pus perfuzii, că nu puteam să mă țin pe picioare. Uh-huh. Și am primit 7-10 zile cu continuare până la 3 luni posibilitate de tratament. Am primit tratament medicamentos, plus perfuzie, am spus, repet. Și m-am întors acasă, au urmat după aceea pașii de la poliție, plângere la poliție pe care am fost să caut, să văd unde s-a repartizat. Mediașul m-a trimis la Moșna, Moșna a spus că nu are timp deocamdată, domnul polițist Claudiu, care este un polițist extraordinar, îi dau un like și a făcut treaba peste puterile lui, deși are în subordine câteva sate. Împreună cu doamna avocat Gândil Loredana, am fost la primărie, am cerut video din seara respectivă să nu cumva să fie șterse de către nimeni. Iar domnul polițist Claudiu, în funcție de cum și-a făcut timp, pentru că, repet, este singur pe foarte multe sate, n-a putut să găsească numele cum îi cheamă pe dânsi. A trebuit eu să mă duc cu martor din sat, care l-a recunoscut după înregistrare, mi-a arătat exact unde locuiește în fața casei. Am făcut rost de nume, de numele la 3-4 martori, cât au fost acolo, la unul, până la urmă le-am dus la poliție. Am înțeles că cei patru, în afară de conducătorul de taxi, au fugit în Germania, imediat după data de 7. Bineînțeles că poliția nu i-a mai găsit. Am avut o întâlnire la sediul poliției Moșna, împreună cu domnul taximetrist, cu avocata mea și de față cu domnul polițist, la care domnul taximetrist îmi spune, îți dau 500 de lei pentru ceea ce am făcut, mă duc acasă, de fapt, mai precis să-ți aduc 500 de lei în 10 minute, și să declar că nu mai nicio pretenție. Eu îi spun, păi da, domn, stați un pic, că o mie de ron a fost doar la doamna avocat, cum se poate? Păi și câți bani vrei? 10.000 de euro. Am spus că este suma pe care ar trebui să mi-o dea, dar fiindcă suntem colegi, 5.000 de euro este o sumă rezonabilă. Fiindcă au fost 5 persoane, am zis, bă, cât 1.000 de euro de unul că ați dat cu pumni și mi-ați luat banii și m-ați făcut de cum ați vrut voi, că sunteți din Moșna. După care dânsul furios, domnul taximetrist, îmi spune, păi cu asta te ocupi? Îmi spune, îmi pare rău, n-am mai pățit lucruri din asta. La care îmi spune, să vezi ce o să pățești de acum înainte. Vreau să vă spun că l-am înregistrat în postul de poliție,
pentru că mi-am luat o măsură de apărare, că știam că până să intru în postul de poliție, m-a amenințat afară, în fața postului de poliție. Și am zis, stai puțin să înregistrez, că văd că dânsul e tot recalcitrant, nu? Să venim, să ne înțelegem, să strângem mâna, fiecare să plece la casa lui liniștit, să nu mai vedem nimeni nimic. E tot recalcitrant. De aia și am avut pretenții în postul de poliție pentru banii respectivi. Bun, el v-a declinat oferta, bănuiesc, nu? Sau? Dânsul a spus că îmi dă 9500, doamna avocat îl întreabă de ce se aude în înregistrare, el spune că de euro și te zdrobesc. Ulterior amenințărilor făcute în poliție, mi s-au distrus un autoturism proprietate personală și unul împrumutat. Ați depus plângere pentru asta la poliție? Am depus la poliție plângere, la domnul Pădurean, la care domnul Pădurean am dus și probe video cine le-a spart. Și domnul Pădurean îmi spune, păi au trecut 3 luni de zile de la data de citație, nu mai putem să facem nimic, pa, pot să plec acasă. Ce e aici? Băi, oameni buni, v-am trimis în alea 3 luni, v-am trimis înregistrare, da, dar proprietarul de la care împrumuta mașina nu a venit aici. Dar l-ați citat? Nici măcar nu l-au citat. Trebuia să citez, că aveai talonul, să-l citesc până să vin coace. Eu la mașina respectivă a fost doar în calitate de martor, ne-am împrumutat mașina. Ok, bun. Și după întâlnirea de la Mojna cu avocata, cu domnul taximetrist de care spuneați, ce s-a întâmplat după aceea concret cu dosarul, cu, mă rog, plângerea, cu cazul în sine? De Paști au trecut zilele, lunile, între timp am zis că am făcut rost de nume, de cum îi cheamă. Cei patru au fugit în Germania, au plecat de fapt, nu au fugit, vorba la poliție. De Paști eram de serviciu în media și văd Audi cu numere de Germania schimbat în numere de România. Sibiu 39BOG. Am recunoscut mașina fiindcă are pe partea stângă un înscris cu roșu. Și l-am văzut chiar pe proprietar după aceea. Am filmat, am dus filmarea la poliție și am spus, stați puțin, eu trebuie să fac pe detectiv un dosar ăsta. Eu trebuie să vin să vă spun că ăștia care au plecat în Germania, ce m-au bătut, sunt în oraș, la care domnul polițist Claudiu a zis, îmi cer scuze, am și altele pe rol, bine, vă înțeleg, nicio problemă. I-a chemat, i-a audiat pe toți patru și a făcut timp, chiar dacă a avut probleme de chemări la 112, că nu, așa, e foarte greu să fii polițist pe mai multe sate, înțeleg că nu au personal. În două, trei tranșe au reușit să-i audieze pe toți de față cu doamna avocat Gândilă Loredana. Și au recunoscut faptele? Parțial au recunoscut că s-au luat bani, că ce s-a întâmplat, că au fost la fața locului, toți acolo. Și după ce și-au recunoscut parțial faptele, cum spuneți, s-a schimbat încadrarea juridică? Pentru că inițial a spus că el s-a încadrat la bătăi, sau mă rog, la... Pentru lovire. Lovire, da, și... Da, și alte violențe, da. Într-adevăr, domnul polițist Claudiu și-a făcut foarte bine treaba, a luat înregistrările video de la primăria Moșna, la care s-a văzut foarte clar că taximetristul pleacă în curte la el, în Moșna, lasă poarta deschisă, iar la câteva ore distanță vine și fiul lui Bogdan, care intră în aceeași curte, cu Audi, cu numere de Germania, care mi-a blocat mie drumul. Ce vreau să vă spun este că cu ajutorul dânsului, într-adevăr, cu ajutorul muncii dânsului, a schimbat, a reușit să scoată la adevăr ceea ce s-a întâmplat de fapt la fața locului. Am fost bătuși cu banii luați, încadrare care el a schimbat-o conform legii în tâlhărie. Dosarul după aceea s-a trimis către poliția Moșna,
Mediaș, îmi cer scuze, de la Mojna la Mediaș, care a fost repartizat la domnul polițist Boilă, la poliția rurală. Am fost la poliție la Mediaș, domnul Boilă mi-a spus că au dispărut acte din dosar, mai precis certificat medico-legal, și că ăla e actul de bază al... Bun, dar dumneavoastră ați avut, presupun, copia măcar. Am... Bănesc că l-ați dus, nu? Da, deci ulterior datei, când a spus domnul Boilă că nu mai are la dosare... Asta se întâmplă când? În cursul lunii august. Ok. Bun. Ulterior datei, când dânsul mi-a spus că nu are acte, am făcut rost de copii de certificat medico-legal, copiile de la spital cu tratamentul ce l-am avut, de 7-10 zile, separat, și le-am depus la șeful dânsului, ca să mai fie discuții. Deci, ca să înțeleagă cei care urmăresc, în momentul de față dosarul nu este finalizat și din acest motiv nu a putut fi pus pe rolul unei instanțe, corect? Da. Adică, pe scurt, ca să înțeleagă toată lumea. Da. Ok, ieri 3 octombrie ați protestat în fața sediului IPJ Sibiu, adică în fața Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu. Spuneați că a trebuit să obțineți un aviz de la Primăria Sibiu pentru... acest lucru. Da. De ce ați protestat ieri? Deci, săptămâna asta, mai precis luni, a fost în data de 30. Deci, în ziua de luni, data de 1. Nu, în data de 30, septembrie luni, am fost la poliție, la domnul Boilă, și l-am întrebat cum stăm cu, mai are nevoie de mine, ce s-a mai întâmplat în dosar, și la care dânsul îmi răspunde pe un ton și a spus că să nu-l mai caut, să fac bine să ies din poliție, să nu-l mai caut, că... Și l-am întrebat unde să mă duc atunci, dacă nu la dumneavoastră, să întreb de problema mea. Mi-a spus ca să mă duc la procuror. Și am zis, am fost odată la domnul procuror, nu are rost să mă duc pe capul lui, că mi-este rușine. Am și o educație prin care nu pot să fiu, să mă duc peste oameni, că îmi zice altul. Am decis să mă duc la Sibiu. Am cerut cerere în... Da, ați obținut avizul. La doamna primar Fodor. Dar totul s-a rezumat doar la o cerere pe care am făcut-o la primărie la Sibiu, înregistrare pentru protest, care luni am înregistrat cererea, marți dimineața la 8:45 m-au chemat în comisie, în fața comisiei la Sibiu, unde se adună poliția, toți consilierii. Așa ați obținut actul necesar pentru sau cine protest. Au mai fost în comisie. Și mi-au aprobat să protestez pentru data de 3, deci asta se întâmpla în data de 2, și mi-au aprobat să protestez în data de 3, mai precis ieri, în fața IPJ Sibiu. De ce am ales acolo? Pentru că am considerat că șefii poliției Mediaș sunt Inspectoratul de Poliție Județean, Sibiu, la care am vrut să trag un semnal de alarmă în care lucrurile să funcționeze. Nu doresc să trag, să dau nimeni idei, nu vin cu idei, ceea ce trebuie să fac un polițist, ceea ce trebuie să fac un procuror, doar ceea ce mi s-a întâmplat. Și ca încheiere, am fost la domnul comandant. Ați avut o discuție? Da. De fapt, un șeful IPJ, sau? Când am început protestul, au fost de la redacție de ziar, de unde a fost, de la Sibiu. În timp ce dădeam un interviu, a venit un ofițer de poliție și a spus că domnul comandant vrea să mă primească în audiență. Că am cerut audiență și m-a primit în audiență. Dânsul
la care mi-a spus dânsul că lucrurile o să se rezolve, nu o să mai staționeze, ceea ce și... adică își va urma cursul firesc. Da, își va urma cursul firesc al dosarului. Foarte simplu. I-am răspuns, am avut cereri de protest și pentru data de 7 și pentru data de 8, pentru luni și marți, octombrie. Și în urma acestui răspuns... Și în urma acestui răspuns, având încredere că sunt șefii superiori ai celor de la Mediaș, am spus că voi renunța la protestele din data de luni și marți, inclusiv la cel cu data de ieri, m-am oprit la două, trei ore distanță. Iar ca sfârșit, n-aș dori nimănui să îi se întâmple ce mi s-a întâmplat. Sperăm într-o viață mai bună, cu sănătate.